O zi bună, domnilor apicultori. Astăzi 11.04.2023. Îmi face o deosebită plăcere ca alături de mine să am doi copii minunați, pentru că muncesc în cadrul familiei lor. De aceea vreau cu această ocazie să vi filmez, să prezinte fiecare și ceea ce face în cadrul familiei. Te rog! Bună ziua, sunt Gareș, am 14 ani, sunt clasa 8-a și l-ajut pe Pârvu Ciprian Costin la apicultură. Știu să însârmez, să extrag ramele, să-l ajut pe tata să hrănească albinele. Foarte bine, la toate lucrările din cadrul stăpânii. Da. Deci, extraordinar, 14 ani și face asemenea lucru împreună cu Ciprian, al meu, de 12 ani apicultor, un băiat deosebit. Iar alături de noi îl avem pe... Robert. Câți ani ai, Robert? Am 13 ani, sunt clasa 7-a și eu sunt fermier. Bravo! Îl ajuți pe tata tău în cadrul fermii. În cadrul fermii. Agricole. Da. Ce faci tu acolo? Posesc, greblez, îmbalutez, semăn, ar, discu, erbicidez. Și asta, am înțeles, înseamnă că conduci tractorul de la vârsta de... 5 ani. Auziți, dragi apicultori, 5 ani. Păi nu stresaltă inima de bucurie când vezi asemenea copii minunați care muncesc cu sârg în cadrul familiei. Felicitări lor. Și acum te rog frumos, Rareș, filmează pe nenea Dan, pentru că astăzi s-au împlinit 20 de zile, fiind 11.09.2023, s-au împlinit 20 de zile de când am făcut filmarea cu familia bolnavă de puiet văros. Pe această cale mulțumesc tuturor de aprecierile făcute la adresa videoclipului, cât și de like-urile date. Știți că întotdeauna vă doresc tot ce e mai bun și haideți să intervenim în familie. Mi s-au pus foarte multe întrebări, atât legate, nenea Dan, am matcă de calitate, cum să o omor? Băi, am zis, dacă este bătrână, poți să o omori. Dacă nu, formezi cu ea un alt roi. Dacă nu, și totuși, matca este bună, nu poți să formezi alt roi, de multe ori v-am spus că aveți la îndemână această ramă izolator, o găsiți la ferma apicolă Merișani, introduceți matca, atenție, singură, în rama izolator, singură, mi-o țineți 20 de zile aici, închisă, așa, aveți grijă deasupra să puneți un leaț subțire, pentru că altfel matca ar ieși prin acest spațiu, să-mi puneți un leaț de lemn de acolo până acolo și mi-o țineți izolat în familia bolnavă, dacă nu vreți să o omorâți. Mi s-au mai pus întrebări legate de... Nenea Dan, eu pot să ajut familia după cele 20 de zile, după ce introduc matcă împerecheată cu două rame de puie de la altă familie? Sigur că da, sigur că puteți face acest lucru. O ajutați mult mai mult. Această familie, după cum știți, avea undeva la 9-10 rame cu puiet. Nu de puiet, cu puiet. Totodată mi s-au pus întrebări. Nenea Dan, ce aveți la dumneavoastră în stupină? Vreți să ne arătați și nouă o familie de albine din cadrul stupinei dumneavoastră, fără probleme. Nu fac reclamă. Pentru mine, cel mai bun afumător, magazinul apicultorului, nu face contact cu tabla sau cu lemnul ca să ardă. Sistem de răcire, foarte gros. Cel mai gros, cel mai vandabil. Așa, cu tub în interior, dacă îl doriți, sau cu sită, care are undeva la 80 de lei. Foarte, foarte bun. O să vedem dacă o să avem nevoie. Îl aprindem. Îl aprindem dacă este nevoie. Și intervenim pentru început la o familie normală. Rareș, tu o să fii aproape și o să filmezi într-o familie normală, ceea ce există la ora actuală în ea.
cuibul a fost restrâns, dacă numărăm 2, 4, 6, 8, 10. La ora actuală sigur că nu o să mai fie albine pe toate cele 10 rame, așa cum a fost când a fost strâns, când exista. Da, uitați, mi s-a pus întrebarea, dar de ce nu vreți să ne spuneți și nouă de hrana aia proteică care o aveți deasupra? Domnilor apicultori, aici, în această hrană sau turtă proteică, nu este nimic altceva decât următoarele componente. Prima turtă care le-am dat, o turtă proteică, a avut în componență zahăr farin, poți să-i dai Ultra B, apipolen substitut sau făină de soia degresată cu o proteină de 92%, lapte praf degresat, drojdie de bere. Acum o să mă întrebați de procente. Ceea ce vedeți aici, ceea ce vedeți în această turtă proteică, este din miere de albine, de floarea soarelui, care eu o fac mult mai mult turtă proteică. De ce vă spun acest lucru? Am nevoie de necesarul de turtă proteică în primăvară, începând cu luna februarie. O fac de acum, o pun la întins, da? Undeva la un loc rocuros. Gândiți-vă imediat, având miere de floarea soarelui, împreună cu proteina, ea se întărește și în luna februarie o punem foarte frumos deasupra cuibul familiei de albine. Ne-a dat neproporțiile. Da, vi le spun și pe astea, că știți că eu vă spun totul. 100 kg de miere de floarea soarelui. Acum avem nevoie de o proteină brută de calitate, măcar minim 12%. Ținând cont că o găleată de 7 kg de apipolen substitut de la firma Dulcofruct are 58% proteină brută, deci undeva la 7 kg compoziția are 4 kg proteină brută, punem 3 găleți de apipolen substitut. Prețul unei gălețe este 190 de lei. Dacă faceți, domnilor, o socoteală, și anume, mierea o lăsăm deoparte, o aveți fiecare. Punem acest apipolen substitut, Ultra B, ce doriți dumneavoastră, făină de soia degresată, lapte praf degresat, drojdie de bere. Plus 5 kg de cătin, avem nevoie de acid ascorbic, adică 50 de grame per cantitate. Plus 1 kg jumate, 1 litru jumate de protofil. Și astfel am făcut o turtă extraordinar de bună. Vedeți prețurile și vedeți că este undeva la 12% proteină brută. Extraordinar de bună în perioada de primăvară, pentru că dacă are mai multă proteină, cum se regăsește în polenul de la pom, 23-25% proteină brută, o consumă foarte greu. Deci avem necesarul de 12%, este extraordinar de bun. Rareș, te rog, treci în fața stupului. Avem o ramă cu ceva coroană de miere în spate și intervenim în familia de albine. Are miere suficientă și pe o parte și pe cealaltă. Când va crede ea de cuvință, o va trage în cuibul familiei de albine. La fel și aici. Da? Și mergem mai departe. Deja aici e o oat, mai avem aici puiet de ecluzionat, dar să știți că ele își răstrâng aria de pontă în această perioadă. Dar încă mai puteți interveni cu o turtă proteică, așa cum am spus-o, deci cu miere de albine, nu pe zahăr farin că uzăm, intervenim ca să facem corpul gras la albine. Aici câteva larve. Puiet căpăcit pe partea cealaltă, mergem mai departe, plină de larve și de ouă, da? Și larvele încet, rare, nu te grăbi, așa, am avut mare noroc și să le mulțumiți acestor operatori, că altfel să știți că n-aveam, domnilor, cu cine să fac filmare. Ciprian este angrenat în alte treburi gospodărești și totodată este un foarte bun
meseriaș și sanitar și în a lucra construcții și este chemat la diferite lucrări. Avem și aici puiet care va ecluziona. Mergem mai departe și aici mai avem puiet, deci aria de pontă a mărcii se reduce drastic. Eu am stimulat familiile de albine până în data de 30 august, cu stimularea a fost făcută cu miere de albine și jumate zahăr, vreo 14 kg zahăr, 12 kg zahăr și 14 kg miere, protofil și, după cum vedeți, area de puiet se restrânge din ce în ce. Rămâne să intervenim în familia respectivă la sfârșitul lunii octombrie pentru a-l aranja pentru perioada de iernare. Îi punem la loc turta, o va mânca, totodată și tratamentul, ăsta e al doilea tratament pe bază de amitraz, da? Prima a fost flumetrină, ăsta este amitrazul. Și acum, pentru că eu v-am spus întotdeauna, eu vă arăt practic ceea ce fac în stupină și legat de boala aceasta a puietului văros, o să vedeți cu ochii dumneavoastră că ceea ce am spus în video anterior este adevărat. Pot să vă spun că am intervenit la această familie să văd dacă nu cumva matca nu există, deci să văd totodată dacă matca a început ponta, da? Ca să știu ceea ce fac, să nu fiu în fața dumneavoastră ca să mai introduc o matcă. Ce am mai făcut? Am primit mai multe telefoane de la diferiți apicultori. Nenea Dan, cum introduc eu niște o matcă de calitate foarte bună? Ia uitați-vă aici, domnilor. Ia întoarce-te ca să te vadă băieți. O vezi, Rareș? Da. Se vede pe filmare, da? Da, da. O matcă 2023. Împerecheată. După cum observați, aripile acestei mărci sunt pliate pe spate. Atenție! Mărcile tinere care s-au împerecheat nu au pliate aripile pe spate decât peste o lună. Ați aflat un secret. Deci, ele aproape de o lună își pliază aripile. De asta, mulți apicultori repede caută în familia de albine și vrea să găsească matca să o marcheze. Greșeală. Dacă nu e un foarte bun profesionist, matca aceea va fi omorâtă. Ea, după ce este marcată, va fuge pe rame, albinele o îngrămădesc, o fac o mingie și o omoară prin sufocare. Atenție, nu prin înțepare, prin sufocare. Totodată, ce vreau să vă spun? Nenea Dan, uitați, am băgat matca, am mutat matca bătrână cu alte rame în altă parte și în familia respectivă am băgat matca tânără, împreună cu albinele lucrătoare, care a fost preluată matca. Altă mare greșeală. Cea mai simplă metodă de a introduce în această perioadă o matcă tânără la o familie unde există o matcă bătrână, suprimăm, omorâm matca bătrână, avem la dispoziție alt stup gol, stă-te mai în spate ca să prezint eu, Rareș, acest stup, se regăsește matca bătrână, da? Am luat altă cutie, am dus-o la 5-6 metri, am preluat de aici ramele cu puiet larvar, da? Și cu matca bătrână, da? Le-am pus în stup,
acest tub unde a fost spălocația lui, acesta îl ducem în altă parte. 5, 6, 7 metri, 10 metri, unde aveți dumneavoastră loc. Ce se va întâmpla atunci? Toată albina lucrătoare va veni la stupul de bază. Cine conduce familia unei, familia de albine? Conduce albinele lucrătoare, nu regina. Dacă noi introducem această matcă împreună cu albinele din altă familie, ele vor fi irascibile. Ele vor încerca din răsputeri să omoare aceste albine străine și totodată va omorâ și matca. O simplă metodă, după ce ați mutat stupul respectiv cu matca bătrână, da? Ați mutat-o, ați lăsat-o pe loc aici, i-ați pus rame de puiet larvar, ăsta l-ați mutat în altă locație, acum la stupul respectiv care l-ați mutat în altă locație, nu vă rămâne decât să introduceți matca, că ăla are numare albină doică, cu 2-3 rame de puiet căpăcit și acum trebuie să o introducem. Unul la mână. Scoateți toate albinele de aici, rămâne numai matca. Atenție unde faceți acest lucru. Faceți-l în mașină, dacă nu aveți loc, sunteți lângă o clădire, în altă clădire, dar cea mai bună metodă de introducere a unei mătci în altă familie este următoarea. Uitați ce fac eu. Vedeți? Am matcă aici, da? Simplu. Avem apă. Iarăși. O băgăm o dată, o mai băgăm o dată. Ce s-a întâmplat acum? Toate albinele împreună cu matca sunt ude. Și uite iarăși aici, cum iese această matcă singurică, eu o pot prelua-o. Uite, ea nu mai zboară. Am luat-o, o vedeți? Am căpăcit de ăsta rotund, am pus-o pe o ramă și am astupat cu colivia. Și atunci ea este primită imediat în noua familie. Pentru că ea, sub această colivie, singură fiind, va depune ponta în acea ramă. Și albinele sunt înnebunite de matcă, că depune ponta, o hrănește în această rețea, da? Și o primește cu mare drag. Deci, ați văzut cum procedez eu la introducerea unei mătci. O punem la umbră, că avem nevoie. V-am spus, am intervenit la el și am regăsit ouă și larve de 5-6 zile. Dacă dăm înapoi 5-6 zile, este în momentul când matca, o matcă, se împerechează și începe să depună ponta după 13-14 zile. Nu voi sta ca să caut matca succint pe aceste rame. O să vă prezint ramele care puteți viziona celălalt film, ce avea fiecare în parte, dar o să prezint rama care am identificat-o cu ouă și cu larve. Na. Eu procedez în felul următor, după 3 săptămâni, o lună, caut matca, o iau, o marchez cu această vopsea de la magazinul apicultorului, extraordinar de bună, vopsesc cu acest tip de vopsea de 15-20 de ani. Uitați, pelicula este în față, în vârf, da? Și uitați ce frumos, este vopsea auto, dar mirosul este foarte puternic. Dacă ați băgat imediat matca, a sărit pe ea și vrea să o omoare. Astfel încât, după ce ați marcat-o, introduceți-o în această clamă. Am închis-o, o punem la umbră, undeva, și ea vopseaua respectivă se usucă și nu mai are mirosul pestilențial de vopsea. Bun! Bun, haide eu singur acum,
mai poate nenea Dan, că sâmbătă face 55 de ani. Pe 16 septembrie. Așa unii mi-au dat mai înaintată vârsta. Dar asta e vârsta mea. Am albit repede. Opa, așa. Ce vreau? Deci, ce am adus aici? Ce? Rareș poți să vii aici în față. Ce am adus aici? Așa cum v-am spus și în filmarea trecută, un stup. Ia vino, Rareș, puțin. Filmează în interior. Un stup dezinfectat prin flambare și dat cu clor prin pensulare. Plus diafragm. Să vede aici clor. Da? Și pe o parte și pe cealaltă. De vedeți că albinele deja vin. Ce avem în stupul ăsta? Ramă cu mier. Altă ramă cu mier. Pentru că, așa cum v-am spus, toate aceste rame care sunt în stupul din stânga mea, le voi extrage și duce imediat la topit. Ramă albă pentru oat, ramă tot pentru oat, iar o altă ramă de oat și altă ramă cu miere. Am miere suficient. Bun. S-ar putea să fie nervoasă familia de albine, că așa se întâmplă când se împerechează matca, e tânără și el își protejează foarte bine regina. Am pus niște rumeguș mai mare, cel de abric, dăm foc și lăsăm să ardă, după care îl ducem în poziția din spate. Dacă până arde rumegușul. S-au purtat discuții despre prețul mierii. Foarte mulți colegi au accentuat că prețul mierii la ora actuală este foarte mic. De ce sunt aceste probleme? Sunt mult mai multe probleme. Și anume, domnilor, zahărul a crescut enorm. Prețul la zahăr a crescut enorm. Ținând cont că primele 5 țări din lume producătoare de 300 sau sfeclă sunt următoare. Brazilia pe primul loc. India pe locul 2. Uniunea Europeană pe locul 3. Pe locul 4 China, pe locul 5 Thailand. Din toate aceste țări, numai China, atenție, China importă zahăr, domnule. Și acum o să ajungem și la surogat. S-a pus problema că China aduce acea miere industrială, care știu numai ei să o fabrice. E foarte simplu, domnule. De foarte multe ori v-am spus, urmăriți un simplu episod de 3 minute pe YouTube. Fabricarea bomboanelor de ciocolată. Să vedeți cum noi, din zahăr, prin spargerea moleculei de zaharoză în fructoză, glucoză, cu ajutorul invertazei chimice, zicem că mâncăm ciocolată, mâncăm zahăr transformat în fructoză, glucoză, învelit cu cacao. China, la rândul ei, printr-un proces chimic, a făcut mierea industrială. Și știți foarte bine că ceea ce îi trebuie la o miere ca să fie natural, ce îi trebuie? Indicile polenic, polen, să se vadă cât polen conține de o anumită specie florală, conține fiecare sortiment de miere. Dacă un procesator a nostru voia înainte miere de salcăm cu indice polenic 21, îl regăsea cu 22%. Dacă vroia miere de floarea soarelui, indice polenic 75, 78.
miere de tei, 72-75 și tot așa. S-a pus problema că mierea chinezească, de ce este mai ieftin acum în comparație cu anii din urmă, 6-7 ani din urmă. Erau taxele vamale, da? Dragoș a spus ceva de contrabandă și acest lucru. Dar, ca să scape de vapor, de container, de foarte mulți bani băgați, chinezii au fost mult mai deștepți. Ce v-am spus eu, sunt importatori. Din cele 4 țări, China este importatoare. Și ce au făcut, domnilor? Au făcut fabrici de zahăr, atenție, și vedeți reportaje, aveți unii. Slovenia, vedeți ce a zis prim-ministru sloven și câți mai câți. Au făcut fabrici de zahăr în țări ale Uniunii Europene. Și acolo ce au făcut? Miere industrială, domnilor. Cum? V-am mai spus acest lucru. Vrei miere de salcâm? Nicio problemă. Au adus polen de salcâm, 3 pompe cu injecție, una cu găuri mai mari, alta mijlocii și alta exact de particulele polenului respectiv. Și a injectat în mierea de salcâm acele pompe cu prese, a injectat polen de salcâm. Vrei tei? I-a dat tei. Vrei floarea soarelui? Miere de floarea soarelui. Polen de floarea soarelui, băgat, injectat în mierea artificial. Mierea, v-am spus încă o dată, indicele polenic spune din ce specie florală este făcută. Doar că consumatorul final, când ia o linguriță de miere chinezească, l-arde pe gură, domnule. O scuipă imediat jos. Ce s-a întâmplat mai departe? De ce avem noi și la ora actuală aceste prețuri? Lăcomia, domnilor. Lăcomia. Mă întrebați de ce ne-a dat? Simplu. Vă puneți întrebarea vreodată de ce se face la mierea românească 32 de analize în Germania, la laboratoarele din Germania? Vă puneți întrebarea, această întrebare, 32 de analize. De ce? Că vreau o miere perfect conformă, bio și convențional. O trece din convențional la bio. Cu cele 32 de analize făcute, miere de calitate, pleacă cu tirul în diferite țări ale Uniunii Europene. Lăcomia importatorilor de acolo nu fac nimic altceva decât să preia o tonă din mierea noastră de calitate, să bage 3 trone hidrolizat de porumb, miere chinezească în ea. Amestecă și o duce pe rafturi. Cine să mai consume? Când așa consumatorii finali, ăia mai în vârstă, știau ce-i mierea. Ăștia tineri nu interesează. Cola, Fanta și alte surogate. Ăsta e adevărul, domnule. Suntem într-o situație delicată. Păcat că dacă am închis Sindicatul Apicultorilor în România, nu mai pot să vă ajut să luăm măcar ajutor de minimis. Mulți m-au condamnat în 2020, puișorul s-a dat cu politicul. Nu mă băieți, pentru că omul ăla mă cunoștea foarte bine și știam ce caracter am. Mi-a dat telefon, n-am răspuns, i-am dat telefon și lui Ludovic Orban și i-am spus că suntem în colaps cu familia de albine, ne mor familia de albine. Și cât vrei, domnul președinte? 25 de lei, domnul prim-ministru, pe familie. De unde se dau bani? Nu se dau de la Ministerul de Agriculturii, domnule. Nu dă. Ministerul Agriculturii primește banii de la Ministerul de Finanțe, după care Ministerul Agriculturii, prin Direcția Agricolă, fuzionează banii la toți apicultori. Și m-a întrebat, de unde se dau? De la Ministerul de Finanțe. Nu mi-a dat 25 de lei, mi-a dat 50 de lei. Pentru toți apicultorii din România. Nu mie, dumneavoastră v-a dat. Și ați primit și în 2020 și în 2021. Păcat că eu am închis sindicatul în 2022. Și păcat pentru toți apicultorii că n-au înțeles forța reprezentativă a sindicatului în apăra drepturile și interesele apicultorilor de România. Mi se mai trage una. M-am dus la ședințe la Ministerul Agriculturii, unde s-au adunat fermierii din toate și cei din zootehnie.
Eu știam cu ce să joacă acolo și ce proiau alții, ceea ce prelua alții, și anume programe naționale tranzitorii în zootehnie, PNTZ-ul. Deci trebuia, de cât ceream, să ni se dea și nou. Dar pentru asta trebuia să fim fermieri apicoli. Astfel încât am anintat la Parlament, am anintat proiectul de a deveni fermieri apicoli. Numai bine că băieții deștepți s-au sesizat, nu dau nume, m-a ajutat Adrian Cheznoiu să încercăm să facem ceva. Dar băieții de ce s-au sesizat? Și astfel, domnilor, ce au zis? Lăsați-i mă deoparte pe apicultori, că au legea apiculturii. Lăsați-i, scoteți-i din legea zootehniei. Ne-a dat afară din legea zootehniei. Mai devii fermier apicol? Nu. Mai poți să ceri subvenție pe familia de albine? Nu. Ca în alte țări? Ne-o merita soarta, e greu. Haide să fim într-o notă mai bună și ne luăm apa de aici, că au venit albinele deja la stop și Rareș, o să începem. Deci, ramele sunt identice, uite, te uiți aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, că am mutat, uite, am mutat rama 8 în spate, 10, 11 și astea sunt. Bun. Ceea ce te rog eu, Robert, să-i dai lui Rareș masca, așa, rama 11. Nu știu, o vedeți dumneavoastră, aproape. Aici era puiet văros. Unde mai e puiet văros? Unde mai e puiet văros în ramă? Unde mai este? Unde mai avem? Nimic. V-am spus, tratamente fără folosirea medicamentului. Nu avem nimic, da? Scuturăm. Operiem. Și o introducem în alt stup. Și această ramă, domnilor, această ramă, care are micoza, că a avut alte rame, că a avut și ea, l-a extras și l-a topit. Microbul, ciuperca de ascosferoză, să știți că este rezistentă inclusiv la acest sulfuric. Bun, aici găsim un stop, dăm joc și le introducem pe toate la locul lor. Revenim cu altă ramă, rama 8. Urmăriți în spate dumneavoastră, rama 8, puiet văros, unde o fi? Ia uite, roasă de către matcă, o botcă. Uite, mai sunt câteva celule aici, uite, mai este una acum, uite, de puiet. Deci am intervenit acum la 20 de zile, că v-am zis 15, 20 de zile. Păi am intervenit pentru că am mai avut puiet larvar. Dacă aveam un puiet căpăcit, îi reveneam la 15 zile. Bun. Rama 10. Rama 10. Uite. Unde mai există, domnilor? O scuturăm. Unde mai este, domnilor? Unde mai este pe fundul? Hai, lasă că mai scot două, trei rame și lăsăm. Și te uiți și filmezi în interiorul stupului. A, totodată, te rog, filmează la urdiniș, unde ai tu piciorul. Că ar trebui să fie puiet văros. Vedem pe scândura de zbor, n-a fost nimica jos. Există puietul văros? Nu. Mergem mai departe. Rama 9. Unde este? Unde este? Nimic.
a ecluzionat tot puietul și gata. A scos albinele toate celulele de puiet văruț, a eliminat și astfel am scăpat de el. Rama 7, pardon, rama 7, la fel, ramă care altul n-ar extrage-o, n-ar face nimic, eu l-a extras. Ah, m-au întrebat oamenii, folosiți mierea? Da, eu o folosesc. Nu vreți să o folosiți? Dați-o la țuică, faceți ce vreți voi cu ea. Dar eu folosesc această miere, nu are absolut nimic. Mierea este antibactericid. Așa. Și uite, am făcut treaba. Și uite, ați avut noroc astăzi cu ajutorul lui Rareș, băiatul lui Ciprian, să pot filma că n-aveam, domnule, cu cine. N-aveam, că am fost pe viteză înainte. De ce? Pentru că săptămâna trecută am fost super ocupat cu cununia civilă a băiatului meu cel mare, Răducu, și am făcut cununia civilă, așa, la București, și pe data de 23 septembrie voi fi împreună cu soția mea, Oana, socrii mari. Deci voi avea nunta la București, nunta copiilor, a lui Răducu și frumoasa lui soție, Denisa. Denisa Puișoru deja. Da. Viața își urmează cursul, domnilor, e o normalitate, asta e, ne uităm că aici am identificat puietul, da, o să scutur, da, și vino și filmează tu aici, Rareș, să văd larvele încet, larvele mai în vârstă, ouă. Deci, vedeți, matca este împerecheată, matca care ați văzut-o dumneavoastră, este împerecheată, ea își urmează ponta, nu rămâne decât această familie să mai fie stimulată în porții de 5-600, are destulă miere de grame de miere, sirop din miere. Deci și acea ramă se scoate, nu se lasă în stup, da? Și acea ramă se scoate. N-avem nimic. Scuturăm. Scuturăm și nu identificăm nimic. Hai puțin. Ia, filmează în stup, te rog. Filmează în stup și uite-te ca să le arăt dacă există vreo... Pufarină, cum zic băieții, cum zice Dragoș. Pufarină. Dragoșe, hai că trebuie să-mi aduci vinul la nuntă, tată. Vinul sec, că mai am două soiuri de vin. Și anume, o fetească regală și un... împreună cu o tămâiasă românească. Și pentru... Ia veniți, băieți. Eu tot cu alea, fraților. Eu tot mai ia filmez. Eu tu o vezi? Ai prins-o? Ai prins-o, Rareș, tu o vezi? Da, da, da. Ai prins-o, da? Ia vină cu acea fată, unde te duci? Așa. Hai, mă, să le filmez acum, să vadă pe viu și tehnica la mine. Sunt un profesionist, nu? Stai, fetiță, stai. Opa, gata, stai aici. Îți punem un punctișor. Așa, te luăm de aripi, acum. Plema aia. Uite, mă, că ați văzut și pe viu ceea ce fac. Ei, dacă i-aș da drumul, o tăbar albine. Iote, vedeți că și vine urâtele, iote. Așa, am băgat-o în clemă, îi dau drumul, iot, nu iese. Ia uitați-o ce face aici. O vedeți? Ce face? Iot-o, iot-o. Ei, o las jos la umbră, o țin la umbră
și continuăm. Magazinul apicultorului foarte bun. Dacă aveți în altă parte, nu mai folosiți marcări, că asta e cel mai bun lucru, dar vă trebuie această pușcă cu clamă. Bun. Da, uite. O, bagaci. Bun. Așa, rama 2, mă. Uite. Rama 2. Unde mai aveți, mă, că parcă era și pe asta, nu mai știu. Nu mai știu în filmare, uitați. Ai filmat înăuntru, da? Da. Bun. Așa, mă, rară și mă, că m-ai ajutat extraordinar mult astăzi, că mulți apicultori mi-au dat telefon. Mă, nenea, dar nu mai pui filmarea? Bun, mă, dar sunt ocupat, uite, cu nunta, socru mare, trebuie să mă implic foarte mult, să ajut copiii, că asta e datoria fiecărui părinte. Și în viață, domnilor, m-am canalizat după o vorba lui tata, foarte bună. Ce ție nu-ți place, altuia nu-ți face. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Extraordinar de frumos. De aceea, e bine să fim respectoși unii cu ceilalți, că așa este normal. Dacă te respecti pe tine, îl respecti și pe celălalt. Bun. Strângem cuibul. Așa, mai rapid. Avem albin aici, așa. Să știți că, cu toate că n-are puiet, să știți că foarte multă albină e tânără aici și asta va participa la perioada de iernare, da? Și dacă mai ouă și ea, dacă să mai dă o ramă de puiet, mâine la latitudinea noastră. Eu nu-i dau nimic. Intră pe 4 rame, 5, sunt super mulțumit. Perfect. Acum scuturăm. Opa, gata. După va rămâne la curățat, dezinfectat, la tot complexul de lucrări, care nu vi-l mai prezint încă o dată. Vedeți, deja vin celelalte la furtișac. Bun. Acum, turta, miere cu proteină, apipolen substitut. 3 găleți la 100 de kilograme, 3 găleți de 7 kilograme, da? 190 de lei găleata la 100 kilograme de miere floarea soarelui. 5 kilograme de cătină zdrobită în blender, 1 litru jumate de protofil. Ați pus-o așa pe jos, pe ciment, s-a întărit. O puteți manipula, o puneți în luna februarie. Ia vedeți la ce preț ieșiți voi. Că dați numai pe apipolen substitut sau ultra B sau v-am mai spus și celelalte componente. Făină de soia degresată, drojdie de bere, lapte praf degresat. Așa. Așa. Acum. S-a uscat, da? Uite cum facem. O băgăm între două rame și dăm drumul. Și am dat drumul. Și ea se duce jos. Mai ești? Nu mai ești. Gata. Bun. Ce dăm mai departe? Un șnur cu amitraz. Am pus și șnurul cu amitraz. Bun. Ce punem mai departe? Hrănitoarele. Da? Și pe ăsta, și pe ăsta la altul. Luăm bețigașul de aici, că numai într-un nu vom turna. Acesta ia un litru jumate. Este foarte mult. Așa. Punem aici. Bun, avem deschis sirocul de miere. Pardon, am lăsat eu, dar am uitat să facem ceva. Să le ajutăm. Uitați, am rupt. Uite-o.
extraordinar de bună. Parfumată, multă vitamina C, deci acid ascorbic, ajută foarte mult la reglarea pH-ului, să avem albine de calitate. Protofilul și va mânca. Bun. Ia ajunge, gata, 700 ml. Uite, vă mai are ceva. Dacă vreți, ridicați ăsta puțin din mijloc și nu mai vin furnicile, albinele vor consuma absolut tot. Chiar dacă hrănitorul este întrupat. Așa. Punem cârpa și capacul. Am intervenit. Faceți cum credeți dumneavoastră. Eu am pus mâna. Gata. Fac ceea ce ați văzut și în filmarea trecută. Băi, oamenilor, ar mai fi multe, multe, multe de spus. Dar, până data viitoare, al vostru Dănuț Puișorul, omul albină, vă dorește tot binele din lume. Să fiți sănătoși, să ne mai întâlnim cu altă ocazie. Dacă aveți nevoie să apelez la mine, cu orice sfat în domeniul apicol, vă stau la dispoziție oricând, pentru crescătorii de mărci. Haideți să vă mai arăt ceva. Ia uitați-vă aici, că știu că folosiți cupule porboci, da? Le vedeți ce curate sunt? Parcă zici că sunt noi, din fabrică. Știți cu ce le curățați cel mai bine? Că știu că ați încercat cu apă fiartă, cu detergent, da? Toți n-a reușit să le curățați. Hai, rare, să le arătăm cu ce se curăță. Cine le curăță cel mai bine? Și uitați, domnilor, cine le curăță cel mai bine. Tot albinele, domnilor. Ele vin, nu rămâne decât să le băgați puțin în sirop. Așa, și puneți-le aici. Știți foarte bine, în perioada de toamnă, albinele au nevoie de ceară. Să duc acolo în stup. Ia uite, ia uite. Și ce-o face? Lună. Până data viitoare, vă doresc tot bine din lume. M-au întrebat, de ce ne iubești, Neadane, și ne respecti? Că nu ne cunoști. Vă respect pentru conștientizitatea muncii dumneavoastră, pentru că încă credeți în domeniul ăsta al apiculturii și că albina este cea mai minunată ființă de pe planeta Pământ și pentru că știu în ce condiții lucrați și totodată știu că mierea pentru noi este amară. La revedere, dragi apicultori!